Salutare, youtuberi! Avem o mașină foarte griată la interior. Suntem mulțumiți de ea tehnic, dar are foarte multe zgârieturi, mai ales în portbagaj. S-a cărat cu ea echipamente. Ăsta a fost primul test, da? Flacără mică, o torță care o aveam noi pe-n garaj, pe jur la început, de teamă să nu strică. Am încercat să filmez cu sunet, dar nu merge. În exterior e foarte complicat. La trec câinii, trec mașinii. E greu. Așa că e mai simplu să vorbești pe video. Am văzut metoda asta, mai ales pe plasticile de exterior, acelea mătuite. Asta a fost prima tură. Nu am fost atât de mulțumit, așa că am încercat și a doua oară. De data asta am dat flacăra mai tare, se vede clar că flacăra albastră este mult mai mare ca prima dată și se vede clar un pic în filmare cum suprafața negrește un pic când dai cu flacăra pe ea. Practic, firele de la suprafață, la plasticul, se topesc. Atenție mare, nu țineți prea mult, luați-o treptat. Încercați cu zgârietură din portbagaj. Nu vă riscați pe uși, pe port de prima. Vedeți foarte bine plasticul, stați cu ochii pe el, vedeți să nu se moaie, să nu se lase, să nu stați prea mult. La prima vedere ai spune că nu ai făcut cine știe ce, deși erau multe și mici și mari. Cele mari au răbdat și nu mai ce să faci. Dar, dacă compari cu partea opusă, să-ți dai seama că o îmbunătățire este. Deci, la stâlpul dreapta, am dat focul mai tare și am mers mai repede. Vedeți aproape că flacăra albastră e foarte aproape de plastic. Am mers mult mai repede. Mi s-a părut că e mai rapid. Am trecut la uși. La ușa dreapta aveam câteva zgârieturi minore. E plasticul de sus, care este un plastic dur. Atenție mare cu plasticele dure. Asta e un plastic moale. La plasticul dur am trecut o dată rapid. Mi-a fost teamă să nu stric mai mult. Pac și atât. Nu a făcut mare lucru. La plasticele dure e mai bine să nu încerc. Lăsați-le așa. În cel mai bun caz puteți să le dați cu vaselină siliconică. Apropo, eu după toată chestia asta am dat cu vaselină siliconică. Aici am făcut o greșeală. Atenție mare, mare, puteți să faceți prostii mai mari decât vreți să faceți bine. Nu țineți foarte mult. Zgârieturile se pot remedia, nu se pot rezolva. Definitiv nu ai ce să le faci decât să schimbi plasticul cu totul. Da? Ia ce am făcut aici. Am ținut prea mult, a ieșit fum. Nu țineți mai mult decât să topiți un pic suprafața și firicelele alea mici de pe suprafața plastică. Atât. Atât. Uite aici, iar am ținut mult, aici iar am ținut mult până a ieșit
și o să vedeți ce mare porcărie am făcut aici. Ia uite, am prins curaj și am zis că rezolv tot. Și aici aveam două zgârieturi mari. Am zis că le fac petne. Am schimbat torța. Am considerat că aia e prea puternică și a fiert plasticul pe deasupra, practic. Așa că am luat una mai mică. Mai poți să remediez. Atenție mare, mai poți să remediez. Dar tot o să se vadă că ai umblat acolo. Trebuie textura de suprafață să schimbe. Deci dacă ții prea mult, se schimbă textura de suprafață. Apropo, am filmat când am curățat. Pur și simplu trebuie să cureți foarte bine totul înainte. Altfel, riști să trupești mizeria în plastic. Am rămas la torța mea cea mică. Mi s-a părut mult mai utilă, mult mai practică. Și e un risc mai mic de a face prostii mari. Să faci prostii mici cu o torță mică și prostii mari cu o torță mare. Așa că am renunțat la cea mare. După aventura de pe ușa spate. Așa că curățați bine. O torță mică, răbdare. Începeți cu o zgârietură din bagaj. Am făcut o probă și plasticului de pe exterior, de la parbriz. Mi s-a părut că e super mișto. Așa că l-am dat jos, teamă să nu crăp parbrizul sau să stric opseaua de pe capătă. Am rămas tot la torța mică, chiar dacă mi-a luat mai mult timp. Aici cred că se preta și torța cea mare, dar nu mi-a fost teamă să mai folosesc după ce am făcut ușa. Cu răbdare, ușor, a ieșit foarte, foarte mișto. Dacă nu am mai filmat ci după o săptămână și a filmez, dar se vede foarte, foarte mișto. Atenție mare că și plasticul ăsta e scump. Nu vă aventurați prea. Am încercat și plasticul de la grila radiator. Am văzut că nu e nicio diferență. E în stare foarte bună. Am renunțat. Vă mulțumesc pentru vizionare. Un like, un coment ne ajută. La revedere!